unii se axează pe asta și zic, uite, rugăciunea a fost tratamentul spiritual, ungerea a fost tratamentul medical. Și Domnul Iisus a uns și am impresia că cam aceeași terminologie, s-a trimis pe ucenici să vindece prin ungere și nu cred că ăștia le făceau frecție, știi, la picioare, la ăștia, ca să-i vindece. În fine, da, e o interpretare. Evident. Eu cred că era o ungere simbolică. Știu că sunt comentatori foarte conservatori care aderă la chestia medicinală sau, dar la fel de mult care cred că e o ungere pur și simplu simbolică. Uleiul ăla. Oricum nu e o chestie care trebuie făcut dogmă din ea. Cu doctrina care o am despre lucrarea Duhului Sfânt, n-aș avea niciun fel de problemă să mă duc să ung pe cineva, mă rog și îl ung simbolic. Deci e o chestie total separată de ideea de dar, de vindecare sau de vindecare care autentifică autoritatea cuiva sau poziția și oficiul cuiva, n-are nicio treabă. Acolo e clar despre niște prezbiteri care se roagă și fac o ungere. Să trimiți din biserică batiste care le-ai uns acasă. Nu. Deci asta e practică care înseamnă... Adică încerci să dai senzația că e o continuitate a darului de vindecare apostolic, ceea ce este total diferit de ce fac ăștia acolo. Pentru mine asta spune Iacov. Foarte devreme în biserica primară, apostolii au instaurat o practică obișnuită de tratare a problemelor de boală. Deci numai, om, au trecut umbra, vindecați toți. Deci să treacă un prezbiter cu umbra și va fi vindecat. Nu, frate, vă duceți și vă rugați. Da, pentru că aici se face confuzia care e foarte la modă între problema textelor descriptive și prescriptive. Iacov e un text prescriptiv. Corect. E bolnav cineva, fă asta. Da? Asta e foarte rupt. Interesant, e unul dintre puținele texte prescriptive. Da, pe tema asta. Pe tema asta. Adică noi ne uităm la Domnul Iisus, știi? Domnul Iisus a făcut așa, apostolii au făcut așa. Scuză-mă, nu ești nici Domnul Iisus și nu ești nici apostol. Ai un text prescriptiv, clar, detaliat, dar nu-ți place. Vrei să te duci să faci lucruri pe care le-au făcut oameni care sunt foarte diferiți de tine în cele mai importante privințe. Da. Și să ai, să dai impresia că ai avut succes în încercarea respectivă, chiar dacă rezultatul n-a fost pe nicăieri aproape de ceea ce s-a realizat când a trecut umbra lor sau haina lor. Să nu mai vorbim de natura miracolelor în sine sau de natura bolilor. N-am auzit pe cineva aducându-se să se roage pentru cineva care nu are două picioare, care le-a tăiat din cauza diabetului. Să-i facă ungerea prezbiterii să se roage pentru ăla sau să proclame peste el vindecare să aibă picioarele înapoi. Deci asta nu e un bajocorie, asta e o observație, cum să zic, de bun simț. Sau un orb, frate. Orb, nu că nu vede bine. Orb. Mamă, se practică în cercurile... Se practică, dar eu mă refer la cazuri exacte, documentate, dovedite. A, nu, se practică fără succes, dar se practică... Aia nu e vindecare. Se practică un ritual, nu vindecarea. Da. Vindecarea nu se practică. Și atunci dacă e răspuns la rugăciune, nu mai este dar de vindecare. Nu în sensul darului apostolic. Exact. De... Problema aproape că n-ar necesita discuție dacă n-ar fi așa de abuzată. De la sine ar trebui înțeleasă, în sensul că te duci și pui mâinile pe unul și nu se întâmplă nimic, că concluzia e, nu am darul. O faci asta de 100 de ori și n-ai ajuns la concluzia că nu ai darul, e ceva bai cu tine. Lăsăm teologia deoparte, practic vorbind doar. Deci mă duc, tot fac, nu se întâmplă nimic, să mai vindecă unul de durere de cap. La un moment dat, logic vorbind, trebuie să ajungi la concluzia, măi, eu nu am darul ăsta. Și nu vedem pe apostoli încercând așa, știi? Tot încercăm. Îți niște texte abuzate, știi? Că Domnul Iisus a încercat de două ori, sau apostolul, sau nu a mers în nu știu ce situație. Și că nici la ei nu era darul infailibil, dar eu cred că e, cum zic, intrăm într-un ridicol extrem de bate în joc de Biblie, de Dumnezeu, de apostol, de Hristos, de toate, de tot ce ne putem bate joc, numai ca să păstrăm ideea continuării unui dar. Înțelegi? Da. Sunt anumite pasaje care spun că au încercat și nu au reușit din prima sau ceva de genul ăsta, că nu au avut destulă credință sau... Deci, ajungem la un penibil din ăsta diabolic, că nu mai e nicio rușine în felul în care vorbești despre Hristos sau despre apostol. Asta e și o perspectivă aberantă pe care o ai asupra Scripturii, asupra revelației și a canonului.
De fapt, pe mine, cred că asta m-a și vindecat. M-am uitat în... Am și un articol pe care l-am scris, a fost un punct foarte important. Am luat toți termenii pe care am găsit în Biblie despre vindecare. Cei mai mulți termeni folosiți în lucrarea Domnului Iisus și Apostolului nu s-a atribuit deloc altor persoane. Și atunci îți pui o întrebare. Da. Mare! Adică ești tu singur în cameră, studiezi ore întregi, iei toți termenii din greacă, te uiți la toate uzanțele, toate formele, verbele, substantivele și așa mai departe și spui, băi, asta a fost specifică Domnului Iisus și Apostolilor. E o concluzie, nu e o teologie, este o concluzie textuală, nu teologică întâi. Că unii zic, a, au ăștia, teologia asta e concetat darului. Băi, e o concluzie textuală, nu mai sunt folosiți termenii la alte persoane. E o concluzie întâi textuală. Din concluzia asta textuală, tragi o concluzie teologică. Prima dată o pui sub semnul întrebare. Oare nu cumva faptul că autorii Bibliei folosesc termenii ăștia numai pentru apostoli sau pentru Domnul Iisus spune ceva despre mine astăzi, după 2000 de ani? Deci am textul și am practica, care arată că nu se mai întâmplă lucrurile. Ce concluzie tragi? Nu, frate, noi credem în continuare. Ai prostia aia, nu credința. Credința trebuie să bazezi pe o analiză a textului Bibliei. Nu știi și te întrebi, băi, primii care au reclamat cu glas tare, răspicat, că au reînviat darurile miraculoase, au fost eretici, la propriu. Eretici și imorali. De-a lungul istoriei, regula asta se păstrează. Eu nu spun prin asta că toți care sunt continuaționiști sunt eretici și imorali. Nu vorbim de a face un atac la o, dar e tipic. Da, ceea ce e foarte diferit de apostoli. Se regăsește în istorie tiparul ăsta. Nu știu de ce. E o autentificare. John MacArthur zicea că dacă darurile astea ar fi active astăzi, cu siguranță Duhul Sfânt nu le-ar da la oamenii cu teologia cea mai proastă. Darurile având scopul de a autentifica mesagerul lui Dumnezeu, n-ar autentifica Dumnezeu pe cei cu problemele cele mai mari.